Continuăm cu alte subiecte. Astăzi se împlinesc 90 de ani de la Holodomor, foametea organizată de sovietici în Ucraina. Această zi neagră a fost marcată la Chișinău. Nazismul și comunismul sunt două regimuri pereche ce au comis crime împotriva umanității. În 1932 a fost Ucraina, iar peste 14 Stalin a replicat aceeași tactică în Basarabia. Голодомор – один із наймасштабніших злочинів проти людяності в історії світу. Ambasadorul Marco Șefcencu a vorbit despre bunicii săi care au supraviețuit Holodomorului, dar până la sfârșitul vieții lor nu aveau să povestească niciodată despre acele vremuri grele pe care le-a adus victoria bolșevicilor în 1922, când au câștigat războiul civil și au impus puterea sovietică în fostele teritorii ale Imperiului Țarist. Comuniștii premogli, stanovele comunistici vladă în Ucraina. Comuniștii au câștigat și au instaurat puterea în Ucraina și în doar 10 ani au provocat Holodomorul. Ca orice criminal, regimul comunist a vrut să ascundă implicarea sa și propriu zis fapta criminală. Bunicii mei aveau în 1932 exact 20 de ani. Și atunci când spunem că Holodomorul a atins fiecare familie în Ucraina, nu sunt vorbe în vânt, este un fapt. Anul trecut, Parlamentul a adoptat o declarație politică de condamnare a foametei organizate de sovietici în Ucraina. Astăzi comemorăm 90 de ani de la înfometarea forțată a vecinilor și prietenilor noștri ucraineni și, din păcate, doar un an de zile de la declarația Parlamentului Republicii Moldova, care recunoaște această înfometare forțată. Și da, s-a întâmplat târziu, dar vorba populară mai bine mai târziu decât niciodată. Nazismul și comunism. Aceste două regimuri, două ideologii au comis crime împotriva umanității. Holodomorul în Ucraina, Holocaustul, foamea artificială, tragică în fosta RSS moldovenească și nu numai. În fosta Republică Sovietică Moldova, comuniștii au organizat foametea în anii 1946-1947. Aproximativ 300.000 de oameni au murit. Holodomorul din Ucraina a provocat peste 3 milioane de pierderi umane.